Domnul Becali, în câteva zile începe din nou lupta, bătălia. Cum, ce vești aveți despre echipă? Niciodată n-am fost așa, pentru că n-am avut avansul ăsta relaxat. Că acum, pentru că e mare distanța, în primul rând, în al doilea rând, echipa e foarte valoroasă și va adânci avansul, diferența. Și atunci cred eu că în play-off va fi și mai relaxat, mai liniștit. Ce vești aveți despre noile achiziții? Brazilianul Luis Felipe? Noile achiziții sunt extraordinari. Ăla, Luis Felipe, mi-a spus, domne, ai dat 200.000 pe el, o să-ți plătească clauza de 10 milioane. Așa mi-au transmis. Cât de curând a zis. Adică e ceva, e fenomen. S-a dublat valoarea lui venind la noi. Eu știam asta, că are cu cine să joace. Și încredere. Baba Al-Hassan, iar foarte agresiv, pe poartă direct, adică genul lui Olaru. E foarte bine. Acum eu vreau să vă anunț că am fost chemat la comisie de către domnul Vișan, că, domne, bine, îți dai seama, e penibil. El, Vișan, îl cheamă pe Becali. Numai asta, îți dai seama, cum tu, Vișan, să-l chem tu pe Becali. Nu poate să fie el secretar general, nu e regulament așa ceva. Tu Vișan, tu lui Becali nici măcar așa trebuie să te pleci în fața lui să-i sărut mâna atâta. Cum să zici să-l chem tu Vișan pe Becali? Păi nu mai e penibil, adică n-are simțul ridicolului. Ce regulament? Nu există niciun regulament, Vișan să cheme pe Becali. Nu există pe tot glob. Auzi, stai să vezi. Că de ce zice desconsiderarea competiției? Pentru că de ce am zis echipa, am anunțat echipa lui Mititelu. Și acum eu vreau să-i spun, măi Vișane, fiecare echipă care va juca cu FCSB va ști primul 11 cu o zi sau două înainte, sau chiar în ziua meciului. Măi Vișane, măi, să vedem tu dacă comanzi tu Vișane, măi, la echipa mea ce să fac eu. Știți că au mai făcut chestia asta, să anunțe echipa în conferință de presă dinaintea meciului și Mourinho, Guardiola, adică... Păi el e mai Vișane, îți dai seama cum, îți dai seama. Și acum eu anunț cu o zi înainte, tot timpul. Du-te, mă, cum să mă duc, Doamne, ferească-mă. Păi așa am ajuns eu, Becali, să mă duc. El, Vișan, n-a făcut în viața lui nimic, el e nei ca nimeni. Cum să cheme el pe Becali? Sunt niște ierarhii în lumea asta, putină obraz, cum? Că dacă greșeam ceva, tot nu mă duceam. Se duce avocatul, că nu mă duc, îmi cheamă Vișan. Că el e Vișan, n-are cum, de la Vișină. Înțelegi? Cum se cheme el pe Becali? Bă, ai ceva la... Dar vreau să zic că de acum încolo, el, Vișan, ce o să fac? O să știe toate echipele cu o zi înainte. Și cu o două o să știe, eu o să-l anunț. Să vedem chiar cum comandă. Meciurile importante cu Rapid. Bă, toate meciurile va fi anunțat primul 11. Să vedem el, măi, Vișane, măi. Ce o să facă, măi, Vișane, măi? Nu se pregătească altfel adversarii dacă știu. Băi, să pregătească, măi, Vișane, măi, nu știu. Îți dai seama. Măi, Vișane, ajuns să chem pe Becali. Hai, spuneți. S-au întărit și Rapid, și Craiova, și CFR, au mai luat jucători, au mai dat afară. Cum vedeți? Bă, dar noi știi care e treaba, de ce zic asta? Pentru că noi trebuie, măcar în fotbal, sau nu știu, se vede în toată societatea. Se încearcă un fel de asta, de stai, bă, puțin că pun. Adică să comande ei, să dirigeze ei, adică totul. Adică asta e tendința omenirii acum, unii care să vezi, doamne, să dirigeze. Aia trebuie să aibă o valoare, adică în primul rând care dirigează ăștia la noi și ăștia care sunt nici nimeni vor să dirigeze, adică noi trebuie să avem grijă. Cine mi se pare că s-a întărit cel mai tare în această iarnă? V-a surprins? Pe FCSB. Nu că vreau să mă mândrez, dar spune ce. Ce? 3-4 jucători, din punctul meu de vedere. Nu, eu nu mai vreau să mă mândresc sau să nu mai vreau să... Nu, că după aia Dumnezeu le stă împotrivă celor mândri. Și așa i-a mai dat în cap lui Vișan. Mai fac și altă mândrie. Acum pierd primul meș cu UTA. Nu? Așa că mai bine cu Vișan măcar să ia ca glumă, știi? Romar e suspendat cu UTA. Da. Mai avem acolo să jucăm. Eu așa cred, nu știu. O să vedem ce au luat ei. Dar așa am mai vorbit. Crețul rămâne?
Păi Crețu rămâne pentru că e mai mult de loialitate, adică te sfici noi loial față de el, că el a fost loial față de noi și îl țin numai așa, de, numai din respect îl țin pe Crețu. Mai dau câteva zile. Vine și fundașul dreapta, nu? Da, vine, vine aici. S-a mai interesat cineva de Ganea și de Rotariu în această perioadă? Ganea a plecat la Hagi, am înțeles. Nu? Da. A plecat la Gică, Ganea, Rotariu, ăla nu pleacă nici dacă bine că am făcut măcar pe mare încă 5 luni. Că vai de capul meu dacă mai aveam încă un an jumate. Nu pleacă ăla, ăla stă acolo să ia bani. Rămâne și compania. Companiul ieri am privit iar o ofertă de 400 de mii și cred că îl dau. De la 500 la 400. Nu, nu știu, abar n-am, nu știu. Numai că acum avem, avem pe Băluță care poate juca vârf, ăsta a jucat, Filipe poate să joace în dreapta, exact ceea ce eu vreau. O să joace Coman, Felipe în dreapta și Băluță vârf. Nu? Da, dar Băluță trebuie să-și revină după accidentare. Ca să știe... Ăsta. Acum să vedem. Să vedem acum, că nu știm, dar după aia, ca să știe el Vișan, așa vor fi atacanții. Deci cu Uta, Coman e suspendat și joacă Felipe... Păi o să joacă Felipe Băluță sau Felipe... sau poate să joace Tavi Popescu în stânga, Felipe în dreapta și Băluță vârf. Ăsta, Baba Alhasan... cu Șut și cu Olaru. Ăștia doi fundași centrali, Înghezana cu Daua, stânga Adunovici, dreapta ăsta, nu ăsta, Nana, ca să le dăm Nana. Gata, am zis-o echipa, măi. Deci intră direct titular. Păi gata, mă, am zis-o înainte cu, cu o săptămână aproape. Ce o să facă el acum, Vișan? Așa o să le zic. Fiecare meci zic echipa înainte cu o zi, două. Ce să mai facă eu? E cea mai bună echipă pe care ați avut-o în ultimii ani? Eu așa cred. Eu așa cred. Acum am întâlnit-o cu ăștia doi super și Baba Alhasan. Am înțeles că e extraordinar și ăsta. Și Miculescu, Col și Casă Locuri? Da, uite, și revine și Miculescu. E bine că acum nu mai avem câțiva jucători care sunt pe bancă, care sunt jucători valoroși, foarte valoroși. Că nu mai știi cu cine să joci, ori cu Tavi Popescu, ori cu Felipe. Dar Felipe e greu să mai joace Tavi. Așa că, nu știu, Felipe e prea bun. Cum l-ați convins până la urmă să joace vârf? A acceptat, măcar el în unele... Așa a făcut antrenamentele, ca și vârf. Dar dacă, de exemplu, Felipe am înțeles că se descurcă foarte bine în dreapta, atunci nu mai are rost. O să stea Coman în stânga și o să joace... Că eu tot timpul am avut pe ăsta, pe Băluță, să joace... centru atacant. Da. Face pressing. În ultimii ani dumneavoastră ați trimis jucători către, pe transfer sume importante în străinătate, acum iată a ajuns și Radu Drăgușin la Tottenham. Păi eu am zis, când am spus, acum 4-5 luni am zis. Am spus, bă, Radu Drăgușin va fi pe 30-40 de milioane, așa am zis. Pe cât s-a dat? 30-30. Exact cât am zis. O să vedem. Păi eu așa am zis. Uitați-vă la Fanatic Mikulaj, că am zis. Am zis, domnule, el așa, după ce am văzut ce a jucat, la... eu nu mă ce foarte tare, nu sunt mare presionist. Numai că m-am uitat doar 2-3 meciuri la echipă, nu m-am uitat toate meciurile, două am văzut. Și am zis, bă, ăsta, adică valoarea lui se vede. Îți dai seama că ăia care știu mai bine ca mine l-au luat imediat. Dar din România se poate pleca pe astfel de sumă vreodată? Păi băi, păi stai puțin, stai puțin. Hai ca să o vedem. S-a vândut din România, eu cel puțin, eu, am vândut sub preț vreodată? Adică eu ce vreau să vă arăt? Dacă un jucător va, dacă Drăgușin era aici la mine, eu le dădeam cu 35. Deci eu luam mai mult. Deci din România se vinde cu mai mulți bani decât din Italia. Pentru că eu Becali vând cu 5 milioane în plus tutiv. N-am demonstrat-o, nu e ce, nu, man, am dat cu 11 milioane. Ăsta, cum îl cheamă, pe Chiricheș, l-am vândut cu 10 milioane și a plecat pe urmă cu 7. Deci eu au 3 milioane în plus tot timpul. Dați-mi marfă și o să vedeți cum mă vând. De unde? Stai să iasă ceva și o să vezi. O să vând
dacă am ceva de 30, au 40. Dar dacă n-am nici de 20, nu pot să iau. Că n-ai, că acolo jucătorii care sunt foarte valoroși, îi ia echipele mari. Echipele de mijloc nu dau bani prea mulți pe jucători. Dau 5 milioane, 3 milioane, 7 milioane, până 9 milioane. Ca să dai jucători cu 30 de milioane, trebuie să aibă super valoare și ca să-i cer 50-70, care îi ia echipele mari. Că numai echipele mari, nu sunt toate care plătesc. Sunt vreo 7-8-10 echipe care plătesc, vreo 10 maxim, care dau bani mulți pe jucători. În Anglia sunt vreo 5-6 echipe, în Italia, să zicem, una, două, cred că. Nu, nici Inter, da, a început să dea, Juventus, nu dau aia, nu dau așa mulți bani. Nu, în Italia nu se plătesc bani. Spania, Anglia, Spania și Germania, atât. Unde sunt banii mulți, de fapt, și chiar și Franța. Deci unde? Păi în funcție de situația economică, mă, nu vedeți, păi toți pe bani. Nu? Anglia, cei mai mulți bani, asta e. Și în funcție de cât se câștigă din activitate, cât se ia. N-ai văzut în Anglia, te uiți, stadionul plin. Ia 10 milioane, 15 milioane, 20 milioane numai din bilet. Din 10 meciuri, îl cumpără pe Drăguș. Ce? Din 5 meciuri îl cumpără. Din ce? Din 5 meciuri îl cumpără pe Drăgușin. Numai din bilet. Numai din bilet. Și atunci ce să cum? Poți să te bați cu ei? N-ai cum. Dar nu credeți că echipele astea mai se uite mai atent poate la fotbaliștii români după transferul ăsta lui Drăgușin? Că poate se vor mai interesa de fotbaliștii români. Echipele mari. Bă, faptul că e ambasador. E ambasador. Dacă, de exemplu, el funcționează acolo, imediat, dom'le, uite, românii funcționează. Noi la noi n-am mai funcționat de aia. Dar n-ai, mă, cine? Spune cine? Nu vezi, Stavia, am zis și ca, a căzut după cine? Spune tu. Păi ce să-și revină? Momentan doar Coman ar putea. Singurul care e Coman, care Coman nu poți să iau pe el, care cauză de 5 milioane. Nu e, mă, Olaru de... Olaru e bun jucător, dar nu e de 30 de milioane. Nu e. Păi dar nu e, păi da, dar ca să plăți, dai 10 milioane, trebuie să iei la echipele mari, 20, 15, 20, 30. Nu e, dar nu e de Anglia. E de Italia, de Spania. Bine și euro, poate le mai crește cotele. Băi, tată, ce cotă să crească, mă? Tu poți să mai crești? Nu. Crezi cât ești atâta, el atâta este. La revedere, nu-i știm? Băi, cunoaștem ce joacă, îi știm ce joacă, știm ce poate să... Singurul care cred eu că, cred că au ochii închiși și nu-l văd, adică norocul meu, că nu-l văd pe Coman. Dar eu până la urmă o să-l vadă, că 5 milioane e bani de semințe pentru Coman. Înțelegi?